Ștefan și am venit astăzi cu școala mea să vedem pe la poliție. Ce am văzut, ne-am intrat în, ne-a prefăcut că suntem niște hoți, am intrat în mașini de poliție și am făcut multe alte chestii, am vorbit prin portofon. Ce să nu știu exact, poate chiar poliții să am și eu un câine de fază. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut totul de aici, chiar și fântâna care este înăuntru. Mie mi-a plăcut cel mai mult armele. Care dintre ele? Puștile sau pistoale? Puștile. Cu ce o să te faci? Păi nu știu, încă mă gândesc. Da. Polițist? Ba da, cred că o să... Ne, încă nu știu. Și tu ce ai făcut? M-am urcat în mașină. Și cum e mașina Fain. Cu afeză. Și altceva ce ai mai văzut? Pistoale. Tu ce o să te faci cu noțiunea? Sigur nu polițistă. De ce? După aia oamenii să mă moare. Tu ce ai făcut azi? Am văzut o grămadă de mașini de poliție și arme și am tras cu o armă. Și cum e să tras cu armă? Interesant este. Nu trebuie să te apropii foarte tare că poate să-ți vină în ochi să te lovești. I-am auzit că ce tot ce e acolo. Să-i dăm la urmă!
Hai. Toată lumea trebuie să vă duc! Toate cheie din contact! Toate cheie din contact! Toate cheie din contact! Vine pe Vărbriz! Vine pe Vărbriz, a zis! Vine pe Vărbriz! Față la mine! Față la mine! Zilei Poliției Române și în acest an am organizat activitatea intitulată Ziua Porților Deschise. Astfel, Inspectoratul de Poliție și-a deschis porțile tuturor elevilor care au dorit să ne viziteze. Ei au văzut atât dubele celor de la mascați, duba de la arest, mașinile poliției rutiere, dar și multe arme spre încântarea celor mici. Activitatea s-a încheiat cu un spectaculos exercițiu a celor de la intervenții rapide, care timp de câteva minute au ținut privirile copiilor, care spre încântarea lor au făcut exerciții de autoapărare și au demonstrat că pot apăra pe oricine le cere ajutorul. Și ca totul să fie și mai frumos, în final au ales și elevi spectatori pentru a-i da o mică lecție de instruire.